Bună, gemeni, și bine ai venit la citirea ta pentru luna februarie. Dragi mei gemeni, menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din Zodia Gemeni, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul gemenilor. Și de asemenea, dacă sunteți interesați de cineva cu aspecte marcante pe gemeni, sunteți bineveniți la această citire. Dragi gemeni, este o citire generală în care voi extrage o carte oracol, iar apoi voi analiza fiecare aspect din viața voastră, de la zona de gândire, zona banilor, persoanele apropiate voastre, modul de comunicare, casă, familie, copii, creativitate, iubire, loc de muncă, sănătate, contracte, asocieri, parteneriate, schimbări majore care apar, tot ce ține de zona călătorilor îndepărtate, studii înalte. Și tot ce ține de zona prietenilor a carierei, deși a dușmanilor ascunși Iar dacă citirea vi se potrivește, vă aștept cu drag și la partea a doua Acolo unde voi interveni asupra unor aspecte cu ajutorul cărților țigănești Pentru a vedea mai multe detalii De asemenea, dragii mei gemeni, pentru a avea acces la partea a doua E nevoie să fiți membrii a acestei comunități Să apăsați butonul alătură, lângă abonează-te Să achiziționați acel abonament de 20 de lei pe lună tocmai pentru a avea acces la niște citiri bonus la toate extensiile pentru toate zodiile din toate timpurile. Bun, a și sărit un card singur pentru voi din pachet. Este cardul cu numărul 10. Un număr foarte important pentru voi în această lună februarie. Numărul 1 iarăși. Data de 1, data de 10, ora 10, Pot fi numere uh, după care e bine să vă orientați în general în jurul vostru, numere care vă pot ajuta. De asemenea, dragii mei gemeni, mesajul este libertatea interioară. Mi se pare că este o lună în care reușiți mai mult decât oricând să vă manifestați sufletul, să reușiți să vă eliberați. De asemenea, o lună în care uh, culoarea mov, culoarea turcoaz, culorile focului, iarăși, pot fi foarte importante pentru voi. E bine să vă ghidați după ele să vă orientați. De asemenea, Arhanghelul zadachiel vă oferă un dar și vă spune în felul următor Te ajut să trăiești în ființa ta, încrederea în sine, libertatea interioară benefică, bucuria divină și astfel să te poți manifesta drept un conducător exemplar. Foarte frumos, dragi gemeni, deci luna februarie vine cu următoarele aspecte și anume uh, o să recapătați încrederea în voi. Poate chiar veți avea parte de, de tot felul de bucurii, însă e un moment în care uh, cred că e cel mai important că puteți să vă manifestați precum un conducător exemplar. Foarte interesant, dragi gemeni, mergem mai departe cu ajutorul cărților de tarot a sărit deja o carte și o voi lua în considerare. Este arcana majoră, nebunul. Voi extrage 12 cărți, câte o carte pentru fiecare casă astrologică, dar o să vă rog să îmi rămâneți alături până la capăt, deoarece anumite aspecte se leagă între ele, cum ar fi casa banilor cu această casă a locului de muncă, a contractelor, asocierilor, parteneriatelor cu această casă a carierei și atunci uh, o să vă rog să stați aproape până la capăt pentru a înțelege mesajele cu adevărat. Bun, se întorc foarte multe cărți, dragii mei gemeni, pare că e bine să începem citirea. Voi extrage 12 cărți de acolo de unde sunt eu ghidată. Bun, și dragii mei gemeni, energia generală pentru voi în luna februarie este soarele foarte frumos alături de nebunul. Nu știu, unii gemeni, dacă vreți vreun copilaș, ați avea ocazia în această lună februarie. Oricum ar fi apar elemente de noutate extrem de plăcute din partea superiorilor, din partea unei avansări, din partea unui nou început. Un nou început poate pe zonă profesională, zonă personală. Este o lună în care pur și simplu răsare soarele pe strada voastră, dragii mei gemeni. E un nou început plin cu bucurie, plin cu căldură, e un nou început în care o să aveți o vizibilitate publică mai mare, deci un succes mai mare, o să fiți văzut ca un soare de către ceilalți, adică o persoană care atunci când apare pur și simplu aduce pe buzele celorlalți bucuria și tot ceea ce ține de căldura sufletească. De asemenea, dragi gemeni, o lună februarie în care aveți ocazia să vă faceți prieteni noi, să știți, o lună cu totul și cu totul specială, cu noutăți, cu, cu foarte multă puritate, iarăși poate ceva ce reușiți să rezolvați, dar este ceva oficial, ceva de care vor mai ști și ceilalți. Dragii mei gemeni, îl aveți pe marele benefic care este pe casa 10 pe casa uh, carierei și să știți că acolo aveți ocazia să faceți ca lucrurile să fie mai luminoase, mai frumoase. Chiar aveți parte de un noroc cu totul și cu totul aparte, să știți, mai ales în această lună februarie, mai ales spre final, da? spre final pentru că e posibil ca în prima parte a lunii februarie, cel puțin până pe 20, 21, 22, cam așa, să fiți mult mai concentrați da, pe, a vă schimba, nu știu, pe a învăța lucruri la nivel înalt, pe a rezolva anumite probleme, pe a face drumuri îndepărtate. Cu toate că Saturn acolo vă cam limitează și probabil faceți drumurile mai îndepărtate sau călătorile doar dacă e nevoie. De asemenea, pentru alții dintre voi să știți că e un moment aici, dragi gemeni, în care aveți ocazia să vă schimbați foarte mult principiile de viață. Iarăși, deci soarele și cu nebunul nu sunt degeaba aici la voi în citire, deci corelăm și cu elementele astrologice și atunci este un moment mai, mai special, așa pentru voi. În care puteți să aveți noi idei, noi drumuri, noutăți foarte, foarte plăcute care apar și mai ales că pe casa aceasta opta. Uh, Poți să fie la fel câteva planetuți acolo, care este o casă a morții, a renașterii și a transformării și atunci. Este un moment, dragi de transformări profunde, mai ales Venus, planeta banilor și a iubirii, se află acolo la început de februarie, ieșită din retrogradare proaspăt acolo și atunci vă poate aduce transformări destul de mari din acest punct de vedere. Poate chiar, nu știu, bani care pot proveni din creativitatea voastră, din a lucra cu zona aceasta a copiilor pentru unii dintre voi. Poate chiar, nu știu, să aibă legătură și cu niște activități ascunse pe care le faceți, eu știu, iarăși pentru alți gemeni. Și atunci ai un moment special aici pentru voi. Nu uitați că iarăși nodul nord se află pe casa voastră 12 nodul sud se află pe casa 6, casă deci casa sănătății, a locului de muncă și atunci e un moment în care puteți să vindecați anumite lucruri din acest punct de vedere. bună dragii mei gemeni, mai povestim pe parcurs. Hai să vedem exact despre ce este vorba aici la voi. Bun, dragi gemeni, începem cu prima casă astrologică. Aceasta se ocupă cu zona voastră de gândire, ce e în mintea voastră și aveți echilibrul foarte frumos. A treia arcană majoră. Dragi gemeni, o lună februarie extrem, extrem, extrem de intensă pentru voi. Chiar e un moment special. Echilibrul aici vorbește de niște principii înalte de viață pe care le aveți. E un moment în care e posibil să apelați la tot felul de cunoașteri înalte pe care le dețineți. De asemenea, este o lună februarie în care dați dovadă de multă calmitate, de multă înțelepciune, de multă pace, de multă iubire. Și pentru alții dintre voi să știți că poate să fie vorba, dragilor, de un moment aici de echilibru, e un moment special, e un moment aparte. Echilibrul, iarăși, dragii mei gemeni, vă poate spune că este o lună februarie în care sunteți cu gândul la o păcare. Poate e vorba de niște revederi, e vorba de a regla niște conturi cu cineva anume, deci de a reglementa o situație. Mă refer într-un sens pozitiv aici. Încercați să luați dintr-o parte, să dați în cealaltă, încercați să împăcați pe toată lumea, parcă sunteți aici ca un înger păzitor. Pentru cineva anume. Parcă vreți pace, liniște și armonie. Sunteți dispuși să lăsați de la voi iarăși. Mergem mai departe pe casa a doua, casa banilor, casa abundenței și aici aveți un vale de cupe foarte frumos. Bani care posibil pot veni în această lună în mod special ori din zona copiilor, ori din zona persoanelor mai tinere. O invitație pe care o primiți pentru o sursă principală de venit, iarăși pentru unii gemeni. Poate fi un moment în care aveți ocazia să găsiți o oportunitate nouă undeva pe la începutul lunii februarie, Uh, sau poate chiar în sfârșit începeți să culegeți niște roade, dar asta ar fi cumva uh, pe sfârșit de februarie. Bun, uh, dragi gemeni, în primul rând valetul să de cupe aici iarăși poate să vorbească de tot felul de cuvinte de laudă, de apreciere da, pe care le primiți vis, -vis de zona voastră profesională, vis, vis de zona banilor, dar prin uh, ideea aceasta de vorba dulce, mult, mult aduce, Iarăși, v-ați putea salva, v-ați putea ajuta foarte mult prin modul vostru de a comunica, prin modul vostru de a fi mai atenți cu ceilalți. De ce nu? Poate discutăm de noi activități, dar care țin de creativitatea voastră, țin de iubirea voastră, țin de comunicarea voastră cu ceilalți, iarăși, pentru cei mai mulți gemeni. Poate fi un moment, un moment special, poate chiar un moment în care apare o noutate ori la locul de muncă, apare o șansă, o oportunitate, o ofertă, apar noutăți extrem de plăcute pe zona banilor pentru cei mai mulți gemeni merge mai departe pe sau printr-un copil sau printr-o persoană mai tânără, iar așa putea să rezolvați o problemă financiară pentru cei care vă aflați deja merge mai departe, dragilor, pe casa a treia care vorbește despre socializare, despre anturajul din grupul vo din din jurul vostru, drumurile scurte pe care le faceți, modul în care comunicați. Și aici aveți un patru de spade. În luna februarie în care o să vă relaxați mai mult împreună cu prietenii, poate chiar o să fie momente de somn împreună de relaxare, de tot felul de discuții de acestea filozofice, iarăși pentru alți gemeni. De asemenea, este o lună februarie în care o să conteze foarte mult relațiile voastre interumane care sunt bazate pe calmitate, sunt bazate pe iubire, de ce nu? De altfel, acest patru de spade, dragi gemeni, iarăși, tot patru ăsta de spade, dragi gemeni, în acest context, chiar poate să vorbească de o persoană mai așezată, e o persoană care cântărește foarte mult lucrurile înainte să iau o decizie, și această persoană ar putea să aibă un rol important iarăși. Um, referitor la ideea aceasta de a comunica, da, o să comunicați mult ori cu persoane inițiate spiritual sau cu persoane care sunt mai meditative din fire, persoane care se odihnesc mai mult sau unii gemeni, chiar posibil să plecați într-o vacanță sau să vă luați un weekend liber să stați alături. Eu știu de persoanele foarte dragi vouă mai departe Casa a patra care vorbește despre familie, cămin, locul unde puneți voi noaptea capul pe pernă și ce aveți un valet de bâte, noutăți plăcute care apar în casă în această lună februarie. Um, poate persoane tindre care vă intră în casă pentru unii gemeni, pentru alții, parcă e un moment în care vă urmați pasiunea de acasă sau stând în casă, știu eu, faceți diferite activități noi care vă pasionează, poate faceți sport, poate găsiți niște informații interesante, găsiți, găsiți niște activități plăcute. E o atmosferă tinerească la voi în casă în această lună februarie de petrecere, de relaxare. De asemenea, e un moment în care pasiunea da, începe să fie la ea acasă. Dacă e vorba de noutăți care țin de zona banilor sau să vă pregătiți pentru ceva, să știți că este un moment mai, mai aparte, dragi gemeni. Valetul ăsta de bâte de aici chiar poate să vorbească de un moment în care ați putea să studiați acasă, ați putea să faceți diferite activități care da, sunt mai tinerești, sunt noi, sunt lucruri care vă plac, care vă, vă mângâie acolo pasiunile, cum s-ar spune. Dar pentru gemenii care se află așa într-o relație, nu știu, parcă e un moment în care și mai ales stați împreună cu partenerul sau cu partenera de viață, atunci să știți, dragilor, că e un moment aici în care se aprinde așa un foc, parcă vă simțiți ca reîntineriți, se aprinde un foc cu o persoană, nu știu ce faceți aici, n-am idee. Mergem mai departe pe casa 5 care este o casă a iubirii. Acum, uh, este o casă a creativității, a copiilor, copii biologici sau persoane care sunt ca niște copii pentru voi, eu știu, frați, nepoți, și așa mai departe, prieteni, da, că și ei, uneori pot fi ca niște copilași pentru noi, că trebuie să mai avem grijă. Uh. Tot ce ține de zona plăcerilor, iar zona sexualității și aici aveți un doi de cupe, dragi gemeni, dar ce faceți voi în această lună? Da? Casa de piatră, bine, acum râdem glumind, dar pentru unii e posibil că se aprinde un foc, ori o persoană nouă, ori se prea aprinde un foc pe undeva. Doi de cupe înseamnă o întâlnire cu o persoană foarte dragă o întâlnire romantică. Pentru alți gemeni poate să fie vorba de o lună în care reușiți să vă Uh, nu știu, să vă împăcați cu cineva sau aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă. Este o lună romantică, este o lună frumoasă din acest punct de vedere. Pentru cei singuri da aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă, dar și acum cum să vă spun eu, dar. Pentru unii poate să fie vorba de o fostă persoană aici, să știți. Depinde de fiecare. Uh, asta pentru cei singuri mă refer. Um, pe zona copiilor, văd aici o relație foarte bună cu, cu aceștia în această lună februarie. Poate chiar auziți de o logotnă, de o relație, de oficializare, de ceva interesant pentru voi. Și pentru alți gemeni chiar discutăm despre o lună februarie în care o să aveți o creativitate mai mare și o să reușiți să puneți anumite proiecte în desfășurare mult mai bine împreună cu cineva, nu deci vorba de a vă pune creativitatea împreună cu cineva și a reușit să demarați un anumit proiect. E o luna lună a romantismului, să știți. Mergem mai departe pe Casa 6, care este o casă a sănătății și a locului de muncă, și aici aveți un 3 de spate. Bun. Dragi gemeni, în primul rând, pentru cei care aveți un loc de muncă, să știți că pot apărea anumite situații mai puțin plăcute din partea superiorilor sau uh, situații care pur și simplu nu o să vă convină vouă. Nu știu, ori stați mai mult pe acasă, ori... Uh vă luați liber, ori se mai întâmplă vreo ceva prin lume și mai stați liniștiți în case. Nu știu să vă spun despre ce este vorba, dar ideea este că este un element care nu vă convine, ceva care nu vă place. E un trei de spate care reprezintă o inimă frântă. Dar parcă e o inimă frântă cu niște acte, cu niște vești, nu știu, e ceva ce nu vă place voi, ca și cum ar fi o furtună. Pentru zona sănătății, dragi gemeni, pentru cei care știți că nu aveți probleme de sănătate, e o lună în care se cere să nu vă consumați prea multă energie aiurea și să nu vă faceți inimă rea degeaba. Iar pentru cei care nu prea vă simțiți bine sau pentru cei care aveți probleme de sănătate, e bine totuși să mergeți la medic, e bine totuși să încercați să găsiți o soluție la acea problemă. Pentru că acest trei de spade vine la pachet cu o supărare, ca să spun așa. Acum, poate e un moment în care, na, cu adevărat trebuie să mai stați și voi liniștiți, trebuie să vă mai luați puțin de liber și trebuie să încercați să vedeți și partea a lucrurilor. Da? Poate e un moment în care trebuie să vă mai relaxați, trebuie să mai luați pauză, că nimic nu e întâmplător pe lumea asta. Câteodată dacă nu vrem să luăm pauză și nu înțelegem că ne ducem așa într-o direcție și dăm cu capul de zid și eventual cădem și în prăpase dacă tot insistăm să dărmăm zidul ăla, de multe ori da, vine viața și ne pune o frână, așa, ne pune un stop și apoi ne dăm seama și conștientizăm că nu era ok direcția în care mergeam. Cam așa și aici la voi. Bun, mergem mai departe pe casa a șaptea, care este o casă a contractelor, asocierilor, parteneriatelor. Dar revenind aici la casa a șasea, vedeți că aici sunt lucruri care țin de ceilalți și sunt lucruri din trecut. Așa că, dragi gemeni, mare atenție aici. Da? Ce ați făcut voi cândva? Sau sunt. Sau e vorba de faptul că este o lună în care nu prea puteți să vă bazați atât de mult pe ceilalți, mai ales la locul de muncă. E bine să stați liniștiți voi cu voi, că e mai sigur așa. Bun, mergem mai departe pe casa a șaptea, de care spuneam eu că este o casă a contractelor, asocierilor, parteneriatelor. Este o casă căsătoriei, a clienților, asta dacă ești și lucrați cu ceilalți, a relațiilor voastre în general, unde tot a stat Marte în și probabil v-a adus acolo tot felul de personaje interesante și aici apare un cavaler de spad. Aici apare un eveniment total neașteptat, dragi gemeni, pe zona locului de muncă, poate o ofertă neașteptată. Se produce un cutremur, se produce acolo un eveniment care zgâlție destul de mult relațiile voastre cu ceilalți. Uh, poate chiar e vorba de un mod acid de a acționa cuiva, o persoană care se grăbește, o persoană care uh, pur și simplu vine la atac, da? parcă vine la război, vine undeva anume. Ăsta e cavalerul de spade, se vede și din imagine, da? e un tânăr războinic, dornic, care se aruncă, care are viteză și care acționează așa pe nepusă masă, contra vântului, dacă vreți. El vine, da? vântul bate de aici, că se văd copacii, el vine și acționează contra vântului, e o persoană care pur și simplu se pune așa gică contra, da? La ceva anume. Acum, aveți grijă și la reacțiile voastre, nu uitați că Lilith e la voi în zodie și posibil să vă cam dea așa cu virgulă. Acum eu vorbesc și pentru mine, pentru că uh, și eu am ascenden pe gemeni, deci Lilith este și la mine într o zonă a a, a a gândirii și acest echilibru de aici, să știți că vă ajută foarte, foarte mult. Um, Acum să știți că totul poate veni cu un moment de vindecare. Poate e vorba de o șansă total neașteptată care culmea e contra vântului, contra curentului, contra valului în care da, mergeți voi să mă rog, merg lucrurile la locul de muncă și nu mă refer la situația medicală, mă refer în general. Da? Deci lucrurile merg într-o direcție și deodată apare ceva dintr-o direcție opusă total diferit, care vă surprinde și să știți că na, guvernatorul casei 7 la voi este Jupiter care este în pești și este pe o casă a carierei și atunci e un moment special, aș spune eu, chiar cu totul și cu totul aparte, când aveți o oportunitate foarte, foarte faină, doar că aparent, acum, ori e vorba de a se dărma, de a se sparge anumite lucruri, pe nepusă masă, prin zona contractelor, asocierilor, parteneriatelor, tocmai pentru a face loc noutății, că altfel probabil n-ați fi fost deschiși la noutate. Um, ori pentru alți gemeni, pur și simplu e ceva care vine pe nepusă masă, dar e ceva foarte mare. Uh, nu știu, tot felul de clienți acizi pe care ați putea să-i aveți în această lună, ca să spun așa, dar în egală măsură sunt surprize destul de plăcute, propuneri iarăși care vi se fac. Um, a venit și pisica să vă absorbă din eventualele energii negative, ca să vă salute. Motanul n-a vrut să vină, nu știu, doarme, nu, nu, vrea să vină. De asemenea, posibil să aflați o veste trăsnet, așa, care, da, pisica a, a, avut, a, avut, și treabă cu camera, deci o veste trăsnet care are legătură cu o căsătorie, iarăși pentru unii gemeni, aflați de un divorț, aflați de o căsătorie, eu știu, a cuiva și rămâneți și voi mirați și nu vă vine să credeți. Mergem mai departe pe Casa 8, Casa 8 care se ocupă cu moarte, renaștere, transformare, sexualitate, bani care provin din alte surse, spiritualitate, și aici aveți un nas de spade. Deci, dragi gemeni, discutăm despre o noutate care apare la orizont și care, da, poate viza zona dragostei, poate viza chiar și, eu știu, o relație care era ascunsă și acum nu mai este. Vizează o decizie radicală a cuiva o soluție pe care cineva o găsește și care schimbă foarte mult uh, balanța, ca să spun așa. Acum a plutul acolo tot, tot vă chinuie, probabil de ceva timp, că și pe mine în spus mă cam chinuie. Uh, e un moment în care poate se cere de la cei mai mulți gemeni să nu știu să încercăm să fim deschiși la noutăți, pentru că vin tot felul de lucruri extrem de frumoase, adică soarele ni se arată la orizont, dar trebuie să ne mai deschidem și noi. Și dacă ceva nu funcționează, e bine să lăsăm în urmă, că e vorba de o relație, că e vorba de un loc de muncă, orice ar fi, e bine să lăsăm în urmă. Asul de spate vorbește de o decizie de undeva care are legătură cu acte, hârtii, documente sau o decizie care vizează. Um, știu eu o, o soluție undeva anume e o noutate care apare, dar este destul de tranșantă și care schimbă destul de destul de profund anumite elemente. Da, hai să vedem acum următoarea carte pisica deja s-a pus aici, deși absorbe din energiile negative următoarea carte este pe casa a noua, care este o casă a studiilor înalte a călătorilor îndepărtate. Relația cu spiritualitatea, filozofia de viață și aici avem un opt de monede bun, unii gemeni posibil chiar să învețe lucruri noi sau să învețe ceva care are legătură cu un studiu, niște drumuri îndepărtate pe care le faceți care vizează zona locului de muncă sau e ca și cum studiați ceva în amănunt, dar e ceva la nivel înalt, ceva care v-ar folosi mult din punct de vedere profesional. Iarăși unii gemeni posibil să vă schimbați foarte mult ideile despre ce înseamnă muncă, despre ce înseamnă nu știu despre ceva ce vă place vouă, pentru că m am spus aici e un element care nu vă place e o dezamăgire pe care voi o simțiți și atunci e mare lucru să nu vă apucați de învățat altceva sau de lucrat altundeva. În egală măsură, dragii mei, gemeni pentru unii să știți că poate apărea o noutate plăcută care vizează spiritualitatea care vizează un nou proiect, dar e ceva de nivel înalt și este ceva total inovativ, ceva nou ceva care ține de internet, de tehnologie, ceva avangardist, ceva revoluționar. Aveți voi acolo niște idei pe care le cam puneți în practică. Na? E ceva nou, o locație nouă. Studiați ceva nou. De aici ceva ce vă ajută mult, mai ales că luați lucrurile la bani mărunți, adică sunteți foarte hotărâți aici să, să acționați. Mergem mai departe pe casa 10, care este o casă a carierii, așa cum vă spuneam și la început, este o casă a vizibilității voastre publice și acolo aveți pe marele benefic al zodiacului Jupiter, care este în pești, este și Neptun, deci nu mai de bine și mai ales după 20 ceva februarie, lucrurile se vor accentua mult mai mult aici, deci aveți șanse de un succes, de o reușită. Și aici aveți Regina de Monede, dragii mei gemeni, Regina de Monede este o carte a fertilității, este o carte a abundenței financiare, aici e vorba de mulți bani, e vorba de o independență din punct de vedere profesional. E un punct înalt pe care îl atingeți, un apogeu care vă poate ajuta extraordinar de mult. Tot regina asta de monede, de dragi gemeni, poate însemna o femeie influentă care vă ar putea ajuta mult pe zona de carieră. Poate e o femeie care, nu știu, este puternică, este independentă, e o femeie darnică. O femeie care este foarte muncitoare din fire E persoană așa care știe să și facă bani și care V-ar putea ajuta mult. Acum, dacă sunteți doamnă sau domnișoare, poate e vorba chiar de voi și anume că ori mai primiți niște bănuți în plus la salariu, ori vă schimbați locul de muncă, ori apar niște oportunități noi la locul de muncă sau uh, apar tot felul de. Știu eu de colaborări extra, dar v-am spus ceva care apare pac așa pe nepusă masă și care o să vă surprindă extraordinar de mult. Iarăși, mama, șefa ar putea să aibă un rol extrem de important pe zona voastră de carieră, dragi mei, dar totuși văd că lucrurile sunt extrem de benefice. Bun, mergem mai departe pe casa 12 dacă mă lasă pisica. Casa 12 care vorbește despre... Nu, pe casa a 11 -a. cer scuze. Așa, stătea e degeaba. Casa 11 care vorbește despre prieteni, despre grupuri de oameni, planurile voastre de viitor și aici aveți puterea, foarte frumos, dragi gemeni, puterea care să știți că este, este o carte foarte interesantă ce anume că unii gemeni e posibil să fiți puși în fața unor provocări, provocări destul de transformatoare, provocări care țin, știu eu, de... Noi persoane care e posibil să vă apară în viață uh, sunt noi persoane foarte puternice care să știți că vă pot schimba mult și mentalitatea. Uh, eu văd aici că e un moment în care uh, o să fie nevoie, nu știu să mângâiați anumiți prieteni, să aveți grijă de ei, să îi iubiți, să îi uh, mângâiați acolo pe cap, să le oferiți multă atenție, multă afecțiune. De asemenea, pot apărea tot felul de provocări care pur și simplu să vă schimbe și relațiile pe care le aveți cu ceilalți. Dar văd aici o persoană foarte puternică pe care aveți ocazia să o cunoașteți sau poate o cunoașteți deja, dar pur și simplu reintrați în contact. E ca o flacără, așa care se reaprindă pentru unii gemeni, v-am spus, într-un moment de relaxare, într-un moment de întâlnire sau într-un moment care ține de o vacanță, da? ceva de genul acesta. Iarăși, dragii mei gemeni, putere aici poate să vorbească și de un moment în care se cere de la voi să dați dovadă de, de multă seriozitate, de multă calmitate. Poate trebuie să potoliți un prieten, o prietenă, trebuie să aveți grijă de cineva. Mergem mai departe pe casa 12 care se ocupă de zona aceasta mai ascunsă a voastră, relații ascunse, lucruri secrete, dușmani ascunși locuri ascunse psihicul vostru și aici aveți un șase de monede. Se pare că este o perioadă, da, o lună, februarie, în care dați bani în toate părțile, așteptați bani, primiți bani, oricum ar fi uh, lucrați cu banii da, în această perioadă. Vă vin bani, dați mai departe, cumpărați, vindeți. Uh, e un moment în care să știți că mulți gemeni o să vreți să faceți tot felul de acte de caritate, dar cumva în secret sau tot felul de cadouri pe care le faceți sau pe care le primiți, dar care sunt în secret. Acum, pentru cei care aveți o relație așa mai ascunsă sau pentru cei cărora vă place așa să aveți o relație mai, mai discretă, uh, atunci să știți că e un moment în care ați putea să primiți un cadou chiar destul de însemnat de la partenerul sau partenera de viață, chiar ceva care să ducă, știu eu, Către o relație mult mai serioasă, dacă vreți, pentru că aveți aici un cavaler de spade, deci ceva care ține de o logodnă sau o propunere, iarăși pentru alți gemeni. Dar e și un moment în care și voi o să vreți să faceți tot felul de acte de caritate. Acte de caritate, dragii mei gemeni, care uh, vor fi ținute destul de ascunse de către voi. Este o lună februarie în care tot echilibrul ăsta depinde numai și numai de voi pentru că v-am spus vor apărea și evenimente total neașteptate cu care e bine să știți să jonglați, să vindecați. E un moment de vindecare pentru voi în mod special și acest aspect v-ar putea ajuta mult mai mult decât vă imaginați voi. chiar un moment iarăși care poate fi destul de intens pe undeva pe după, după 15-16 februarie încolo, da? până în 25, cam așa. Și care ar putea aprinde, știu eu, o flacără într-o relație sau într-o situație. Bun, dragii mei gemeni, aceasta este citirea voastră generală pentru luna februarie. Ești pisica aici cu noi, deci vă absorbe din energiile negative. Dacă vreți o citire mai amănunțită, eu acum voi lua cărțile țigănești și o să încerc să dau extensii pentru anumite zone, asupra cărora sunt ghidată eu să intervin Iar dacă vreți acces, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal, am lăsat un link în descriere și în primul comentariu Vă îmbrățișăm cu drag, să aveți o lună februarie binecuvântată!